Băcăoanii au umplut sala Ateneului până la refuz în așteptarea concertului magic. Spectacolul s-a desfășurat sub bagheta dirijorului Ovidiu Bălan, iar publicul a putut asculta Nabucco, primul act din Traviata sau Bărbierul din Sevilla. Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Filarmonica Mihail Jora din Bacău și a avut ca invitat special pe soprana Deborah Beronesi din Italia și Dorel Baicu la flaut. Scopul acestui concert este de a strânge fonduri, de a fi în primul rând împreună, de a ne bucura împreună de sărbătorile de iarnă, de magia sărbătorilor de iarnă și de a strânge fonduri pentru proiectele noastre. Lângă tabăra pentru copiii cu diabetici, care anul acesta a ajuns la 17-a ediție, noi dorim să susținem un nou proiect, este vorba de Vedere Clare, Ochi Sănătoși. Acest proiect este realizat cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean, dar și al cabinetelor medicale de specialitate, cu scopul de a identifica și preveni din timp problemele oculare ale copiilor preșcolari. Invitații au putut face donații în urna de la intrarea în sala de spectacol, unde au putut vizita și o expoziție realizată de cei mici. Expoziția din spatele meu este împodobită cu ornamente, felicitări și obiecte care împodopesc atmosfera de sărbătoare a Sfintelor Sărbători de Crăciun și sunt realizate de copii în totalitate sau parțial de către copiii de la Centrul Rezidențial Ghiocelu și de la rețeaua de apartamente Casa Mea din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecției Copilului. Proiectul Vedere Clară, Ochi Sănătoși face parte din campania de sănătate lansată de Lions Club Internațional, prin care se urmărește depistarea afecțiunilor oculare la copiii preșcolari, tratabile numai la această vârstă.